Direcției Ordinare din luna ianuarie. Și dosarul ședinței din ianuarie l-aveți acolo, la dispoziție, mapa aia albă. Dacă vreți să-l studiați. Da. Da, lăsați-l acolo, nu ne trebuie, doar mapile astea albastre pentru derularea ședinței de astăzi. Președinte de ședințe pentru a treia ședință consecutivă este domnul Pogar Marinel. Îl invităm să preia lucrările ședinței. Bună ziua și bine ați venit la ședința. Putem începe ședința. Dăm cuvântul domnului primar să citească ordinarea. Vă spun și eu bună ziua și bine ne-am întâlnit pentru anul 2018. Începem la punctul numărul 1. Expune după motive și proiect de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați a obiectivului de investiții pod din beton armat peste pârâul Parincea, punctul Rac Constantin, sat Parincea, comuna Parincea, județul Bacău. Punctul 2. Expune după motive și proiect de hotărâri privind aprobarea programului de măsuri privind gospodărârea și frumusețarea comunei Parincea în anul 2019. Punctul 3. Expune de motive și proiect de hotărâri privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019. Punctul 4. Proiect de hotărâre și de hotărâri pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul construire și extindere, reabilitare și extindere sediul primăriei. Punctul 5. Expunere de motive și proiect de hotărâri privind aprobarea cotizației, nu, contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 900.000 pentru investiția proiectului cu sediul primăriei. Punctul 5. 6. Punctul 6. Aprobarea actului adițional numărul 1 la ADIS. Punctul 7. Diverse. Să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abținerea. Începe cu punctul 1. Expunerea de motive privind aprobarea indicatorului tehnico-economic actualizat al obiectivului de investiții pod din beton armat peste pârâul Parincea, punct Dura Constantin, sat Parincea, comuna Parincea, județul Bacău. Unde este dosarul? Aici. Aici, la punctul 1, avem știți că avem un proiect care l-am depus pe PNDL, unde s-a primit finanțare. A fost scos la licitație. Nu s-a înscris nimeni. A fost scos de două, nu s-a înscris nimeni. În urma discuțiilor cu specialiștii, am ajuns la concluzia că este foarte subevaluat. Ați avut aici în spate și toate documentele cum au fost scos la licitație, cum s-au... Aveți tot depus la dosar, o să trebuiască să venim noi cu plata suplimentară. Pentru a ajunge la plata suplimentară care va fi din bugetul primăriei Parincea, trebuie să aprobăm indicatorii, să putem trimite înapoi la minister ca să ne aprobe modificarea anexei 3. După care se dă de nou hotărâri pentru valoarea inițială. Dacă cineva are întrebări. Domnul primar, câți bani am cheltuit noi până acum pentru proiectarea podului? Și dacă investiția asta care am văzut acum după noua evaluare este mai mare, e așa punct strategic pentru ce trece pe acolo, armata, să mai continuăm podul ăsta, dacă ne costă mai mult adică. Cât costă? Și cât ajunge? 7 miliarde. 7 miliarde. 7 adică dacă noi pierdem proiectarea până la urmă, sau ce am cheltuit noi. Dar nu, deci noi nu pierdem domnul Vasilaj. Deci dar nu să renunțăm la el. Că ne costă mai mult, domnul primar. Da, da, pierdem banii care avem contract cu ministerul. Păi și aia pierdem 4 miliarde. Pierdem 4 miliarde. Păi nu-i pierdem 4 miliarde. Ba da, 4 miliarde și ceva pierdem. Dar noi, și oricum trebuie făcut podul ăla, nu? Trebuie. În primul rând prezint un pericol. Așa prezint. Pericol pentru cine? Doamne, trebuie și mergă acolo? Ba, trebuie, podul ăla care este drept acolo, trebuie cu oamenii cu tractorul. Păi și se ia. Și nu mai trece.
Adică e un drum ce nu este, nu e, nu, da, este, nu, știu, nu este o, o variantă ca să renunțăm, pentru că deja avem contract semnat cu Ministerul Dezvoltării prin PNDL 2, da? S-a ajuns la nivelul ăsta, că știți că prețul a explodat în ultimul timp. Da, și noi o să avem bani să cerem toate astea. Asta mă gândesc. Împărțim cum putem. Că și să punem acolo un pic, aici un pic, acolo un pic. Da, facem. Da, vreau să vă prezint mai amănânțit când facem buget. Da, dar așa era corect, avem bugetul. Domnul Frate, până vine bugetul, noi trebuie ca să trimitem la minister, până ne răspunde ministerul, până ne dă aprobările, până facem toate hotărârile. Practic așa face și bugetul, nu? Da, da. Da, eu consider că nu putem renunța pentru că deja avem un contract. Da, doamnă, că nu spuneți. Este un contract, într-adevăr. Atunci înseamnă că probabil acolo s-a considerat pentru podul ăla, eu știu, rezistența mult mai mare decât este necesară sau de ajunge la așa un preț. Nu, doamnă. Deci prețul a fost în 2015, suntem în 2019 și prețurile au crescut. Da, salariile au crescut. Dar dacă creștea, știți, dacă spune domnule, costa atunci 1 miliard și acum o să coste 4. Da? 4, dăm 7 miliarde un pod. Pe ce da, pod deci la cer la un pod? Și jumătate de la, de la minister, da? Și dar nu contează și de 4 miliarde de la... important este de ce trebuie un pod atât de ampl, atât cu atât sumă. Dar 7 miliarde pentru un pod e mult? Pentru ce trebuie acolo, da. Așa trebuie văzut, așa păi pot la face legătura, doamna Dămnă, este un pod care face legătura între două drumuri județene, 252 și 243. Dar nu le are direct în drumul județean, doamna. Cum? Atunci ies cu 2 miliarde din mai. Nu le are sau nu le are? Nu le are. Nu, unde iese? Nu-i face legătura. Unde iese, domn Vasile? Unde iese? Spuneți-mi, cine iese? Drumul. Este legătura și dacă intru din 252, din 200... Am zis că a renunțat la obiectivii mult mai importante. Asta și să renunțăm acum la un pod pentru 2 miliarde și ceva? Pentru 2 miliarde? Da. Și dacă nu iau? Da, adică pierdem 4, că nu se mai pun 2 miliarde și aproape 3 miliarde. Deci, haideți să spuneți sunt 2. Deci, stați un pic. Deci, aici este suma calculată de proiectant, de specialist, da? Când se scoate la licitație și vine constructorul, el când vine să liciteze, vine exact, mai puțin, dar nu? El poate să fie? Dar constructorul ăsta licitează pe baza proiectului, ceea ce vede el, nu? Dar nu se duce la locul acolo la să vadă. De-aia vă zic, probabil trebuia un proiect făcut un pic mai micuț, adică pentru un pod mai... Deci... Pentru ce e necesar acolo, nu ca să facem așa și poduri, ca să fie podul mare și să plece mulți bani. Eu consider că nu este, deci nu este un pod, nu este un pod atât de mare ca să... Atunci ar avea un potent într-un pod de 7 miliarde. Atunci vă întreb, podul de la Brăteanu, care l-a făcut tot noi, în mastodonul ăla de pod, trebuia podul ăla acolo? Nu știu, domnul, ce s-a făcut la aia. Și asta se face și acum. Așa se face și acum. Adică s-ar putea face un pod care să treacă un tractor, eu știu, cu utilaje, că e mai normal și poate ajunge 4 miliarde. Deci niciodată vreau să-ți ca să treacă din podul respectiv două tractoare, unul prin gaură. Păi și-a, dar acum noi v-ați dat de gândit, dar cât, ce lungime are podul ăsta? 8 metri. Păi și în ăștia 8 metri, ăștia nu se văd oameni să-și dea cumva prioritate, unul la altul, chiar trebuie 200 așa de multe tractoare, cum unul ăsta și mai mare. Dom'le, este investiții prea mari, 7 miliarde. Din asta vă gândiți să împrumutați 9 miliarde să construiți o primărie și dăm 7 miliarde să facem un pod. Așa, nu-i dăm noi, deci vine... Nu contează, dăm și noi, dar dă-ți tot anul ăștia. De ce nu luăm banii aia pe ceva care să facem ceva, să fie ceva? Ce anumea? Acum, ce anume? Ne gândim și vedem ce facem. Ne gândim cu toții. Dar aici nu trebuie să gândească doar un om. Doamnă, veniți cu proiectul hotărârii, faceți ce considerați noi că este viabil pentru comuna Parincea, nu vă respins nimeni niciodată niciun proiect, da? Păi veniți, dacă s-a probat nicio problemă. Comentarii astea cei care sunt în măsură să le facă, muncesc ca eu la pop, așa, ca să mă aflu vreau proiectul. Păi și atunci, și atunci... Din astea care sunt acum în măsură să facă lucrurile astea, nu uitați cum le-am făcut și ce să facem, asta e. Este 7 miliarde, mult, foarte mult. Deci nu dăm banii 7 miliarde din bugetul primăriei. Da, deci 4 miliarde jumătate care vin de la minister, da? Da, 2 jumătate. Și 2 jumătate care vin din bugetul primăriei. Renunțăm la 4 miliarde pentru 2 jumătate nu mai facem un pod în comuna Parincea? Nu deci... să renunțăm să nu facem podul. Facem podul, dar încercăm să facem podul în banii 5 miliarde. Nu s-a scris nimeni la licitație. Nu s-a scris. Deci n-am făcut, doamna, am spus, am făcut licitație, deci nu... Trebuie văzut un pic, asta vă zic, mai trebuie văzut un pic. Dacă era salarul
de 1100, mini pe economie, acum e 2100. Deci s-o dubla, doamne, banii ăștia. Dumneavoastră, ideea este, înseamnă că este un pod prea mare pentru cine trebuie nou acum acolo. Da. Și este o investiție prea mare ca să ce? Să investim bani așa, cu ce? Când îi dă aia 4 miliarde și așa. Asta e părerea noastră că este podul prea mare, da. Da. Eu ce-am avut discuții, sunt la răspuns. Să punem la asta comisia 1. Comisia 2, comisia 3. Să punem la vot proiectul de hotărâre. Împotrivă. Cine este împotrivă? Cine este împotrivă, domnul Tez? Deci, nu, Iuliana Dămoc. Da. Da, sunt împotrivă să dea atât de mulți bani, 7 miliarde. Adică bănuiesc că un pod de genul ăla se poate face și în 5 miliarde, nu în 7. Altcineva, domnul Vasilar? Da, și eu consider la fel, aceeași motivație. Abținere sau împotrivă? Împotrivă. Ceilalți sunteți pentru? Da. Deci cu 11 voturi pentru... Deci, la punctul numărul 2. Punctul numărul 2. Spune de motiv și proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri privind gospodărirea și frumusețarea comunei Parincea pe anul 2018. Pe 2019. Dăm cuvântul domnului viceprimar. Da. Sper că ați de materialul. Pot merge pe capitolul. Și... tot ce înseamnă măsuri de mediu, amenajare, șansul, zona, domnul proiectul, măsură, se face ceva în centru. Unde ați făcut-o? La ce măsură? Știți bine, nu știți bine ce ați adus să facem acolo, să ceva de modificări, să putem încerca să ducem... Parinții, așa a spus, ca discuții. Discuții? Ca discuții, n-am spus o prin program de măsură. A scris o program de măsură și n-am prins bani. Nu. Nu? Pentru că urmează săpăturile pentru apă și canal și te-a pus în torne acum să faci mascare. După aceea ce faci? Iar spargi, iar da, din nou. Nu. Și acum ce frumusețe aduci, faceți? Care deci, sunt? Care-i proiectul? Ce frumusețe ar să faci pentru deci, unul, igienizarea domeniului public. Toate străzile. Curățenie, adică. Una, curățenie. Asta înseamnă. Terii copaci, cositeagă, văruie, astea să fac de obicei. Astea să fac oricum. Asta e frumusețe. Asta să fac oricum. Altceva. Aici nu puneți proiectul. Domnul viceprimar, gospodării și frumusețe. Aveți o fară. Noi întreținem spațiul verde. Ai gospodării. Și în frumoasă țară nu s-a... Nu să amenajezi ceva, un părculeț, ceva frumos, exact. Să plantăm niște copaci. Asta da. Înseamnă frumos. La... Vederul. Ai dotare. Uitați, programul este deschis, haideți să-l completăm cu idei. Și punem programul deschis acolo, faceți ce este înscris, notăm amendamentul, fiecare propuneți. Adică frumusețare înseamnă ceea ce a făcut doamna primar, care e un mega exemplu și lângă noi aici, la coasta noastră, la Tamaș, unde te duci și ți-e mai mare dragul să vezi parcul acolo, din plin de flori. Vă ala se cheamă frumusețare. Deci, așa că am în perspectivă, avem și noi planul. Asta trebuie, asta trebuie. Deci, dați-mi voi un lucru frumos. Deci, știți că am discutat la diverse, n-am vorbat, dați-mi voi. Am spus că acolo e grădinița care e mare, un pic și se dărâmă. Deci faceți un parcurs frumos. Suntem blocați
din Ministerul Învățământului, nu ne dă voie să dărâmăm. Deci încă nu avem avizul de la Ministerul Educației. După care, o să facem acolo un părculeț, că este necesar, este util pentru copiii din comună. Dar știți cum e? Trebuie să înțelegeți că nu depinde numai de noi de aici. Nu depinde numai de noi. Nu depinde numai de noi. Nu depinde numai de noi. Să numești frumusețare. Din centrul comun, nu puteți să ne apucăm acum să plantăm flori. Să se apă. Nu se poate. Ideea este că atunci la ce vă referiți aici și în frumusețare. Și în momentul când faci curățenie, când vărești un pom, când vărești un gar, când vărești un gar, când vărești un gar, tot frumusețarea comună. Păsântul înseamnă și un tătare, nu e gospodărie. Da, să nu iasă și frumoasă în urmă. Da, asta. Domnul primar, dar după ce vă să-ți găsesc cu păcătare, adică aș vrea, aș vrea, aș vrea, da. Ceva, ce înseamnă? Ceva sunt tineri încă, spuneați-vă acum câțiva că s-a schimbat ceva tână, de loc de cum... Noi aici muncim, deci noi aici muncim dacă nu știi bine de acum. Da, da, deci nu-i spun mai mult. Dacă aveam avizul de la școală, era gata părcurezul. Unde am mai făcut-o și o să o facem, cum e vladnic, bunineaș, nu se poate duce mașina cu gunoi de la școală în jos. Trebuie taluzat, săpat, fixat terenul, plus drumul către Chivădești, același treabă. Drumul către la Mirești de Sus. Am făcut-o, vin cu alea de apă, okay. Iar o facem din nou. Dar dumneavoastră nu puteți face lucrurile astea fără să faceți un proiect de asta? Da, este, trebuie curtea de conturi când a fost, o sus toate astea trebuie aprobate. Da, trebuie aprobat. Când vezi ca să avem un program. Am înțeles. Că niște costuri, totuși, cu vezi programul de măsuri pentru gospodărire și în frumusețare. Trebuie aprobat indicatorii. Da. După aia... Păi și nu după aia trebuie să vedem și noi aici? Noi vedem înainte. Păi, dar nu trebuie să facem. Astea sunt ca propuneri, nu ca... Păi, ziceați că propuneri nu e o bună la mic. Și bună. Să punem la vot. Să punem la vot. Să punem la vot. Comisia 1, 2, Comisia 3. Comisia 3. Aprobat. Punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu, da? Cu unanimitate. Trecem la punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salvizare pentru anul 2019. Domnul vice, aveți cuvântul. Față de anul trecut, s-a schimbat conceptul de salarizare și valorificarea deșeurilor.
dacă până am trecut în această economie lineară, adică produci, utilizezi și arunci, s-a introdus în România conceptul de economie circulară. În ce sens? Ai produs deșeuri respectiv, nu se mai cheamă deșeu, ci se cheamă materie primă pentru un alt agent economic care produce în final energie. Când transformă un pahar de plastic prin reciclare de revalorificare, asta este un nou concept. În Europa s-au implicat și s-au aplicat de vreo 5 ani, începând din 1 ianuarie 2019, obligatoriu de introdus în România. Pentru că dacă nu se introduce, intrăm în infringiment și atunci începem să luăm amenzi și așa. Începând de la 1 ianuarie 2019, cantitatea de gunoi se plătește la tonă. Nu ne mai pune adisul, taxa pe noi, ne recomandă tariful pe tonă, ne recomandă tariful pe persoană. Tariful pe persoană și agenții economice este bucătăria primăriei. Deci dacă s-a stabilit 318 lei, 41 de bani, plus TVA-ul, tona de gunoi transportată de la Valencia la groapă, în care sunt incluse toate costurile, inclusiv depozitare, deci 318, 341, plus TVA. Este 379 sau 380. Așa. Cum se procedează? Eu acolo v-am scris multe, dar mai simplu ca să se înțeleagă. Pentru că se plătește după niște formule. Toată cantitatea de gunoi se adună din județ, se duce la groapa de gunoi, la celula 2. Acolo se bagă pe rând și se sortează. Și iese gunoi rezidual și reciclat. De natura pieturilor, metal, plătit și așa mai departe. Gunoiul rezidual, deci cel care se depozitează acolo, se plătește 318,41 lei. Ăla este prețul de referință. Prețul de referință. La gunoi menajer. Deci rezidual se cheamă. Rezidual. Menajer e pe total. Așa. Ce fac cei de acolo? Dau situația la avis și spun gunoiul rezidual costă atâta, pieturile care au rezultat costă atâta, că avem acolo tare și pentru pieturi, dar procentajul e mic, pentru că se selectează deja o dată în partea asta, deci ce mai rămâne acolo? Așa? Metal nu prea se găsește, sunt cantități foarte mici. Când se va face costul pentru taxarea primăriei, zice așa, costul per tonă rezidual la platformă, pentru că ei fac comedie. Nouă ne-o cântărește. Asta zic, acolo cine ține evidența? Cum? Totul este electronic. Adisul este, va primi factură, deci actul, puneți la noi vizaje. Cântărești la om de acasă, de când ia, sau cum? Sau cântărești mașina când ajunge acolo la ei? Asta e altă parte a discuției. A doua parte. Da, e a doua parte. Deci prima parte, modalitatea de a deconta noi cheltuiala către adis. Adisul către rompres. Da. Deci, din total, cantitatea 100.000 de tone de sardonă anual, ei spun 90.000 de tone, gunoi rezidual. Și are un tarif. Da. 3 lei, 318, cât este acolo. Da. Ăla se mulțește cu cantitatea care o ducem noi acolo. Da. Și vine lunar factura și spune, atât ai plătit. Am înțeles. Așa. 2. În afară de cantitatea de gunoi, nu zice. Pe anul 2019 trebuie să reduci cantitatea de gunoi rezidual, pentru că trebuie să ne aplicăm către sortare, separat pietru, deja puberile sunt ale mari, containerul. Să reducem cu 32%, 35% anul ăsta, să luăm 45%. Nu reducem, ne pune să plătim. Ne pune să plătim. Cantitatea care n-am redus-o. Ideea este următoarea. În 5 ani de zile, să nu se mai ducă urmări la platformă, la depozitare, ci totuși să recicleze, să se transforme în materie primă pentru alte sectoare, alte agenții economice. Hârtia se duce la sector, pietru la sector. Doi, vine în luna aprilie, sau în ordin al ministrului, care va spune așa, se va introduce o taxă pentru producătorii de ambalaje, de garantare, începe în aprilie cu cutiile de bere, de 0,33 cu 0,50 de bani, un fond de garanție. Adică, eu sunt producător de ambalaj, l-am dat în circuit, când omul vine la mine
să iau o sticlă de bere, îi iau 50 de bani cu garanție. Când mi-o aduce înapoi, îi dau 50 de bani. Asta se va introduce pentru ca să se poată recicla, iar agentul economic să-l strângă și să-l redea. Sticlă, pen, hârtie, tot. Da. Dar se va începe, se va da o ordine de ministru, la da? Să constituim fond de garanții. Adică îți vine omul să-ți ia o cutie de bere, zice, nene, îmi dai 50 de bani pentru asta, când mi-o duce înapoi, poftim bani. Așa se cheamă. Discuțiile s-a prins pe tema. Vă pot întrerupe acum să punți bani ca să nu uite cu... Da, era vorba să face 2 lei. S-au ridicat agenții economici și au zis, domnule, costurile le suportă parlamentul cetățeanul. Care vine la să-mi dea 2 lei, fond de garanție? Deci se dezbate mult. Și de la mine, nu vorbim de alții. Da. Când predau astea, sticlele, cui îi dau? Ei, asta o să vadă, poate curs când vine. Să știu de acum. Nu, nu, nu. Când a cine a luat? Știu de ce... Da. Deci, în prima fază, noi nu avem ca agent economic, nu avem de câștigat nimic. Are de câștigat cel care produce. Îl impune o taxă, cel care produce deșeul, să contribuie la fondul de deșeu. În ce sens? Prin proiectare, prin construcții, în asta se reduce ambalajul. Materia care se cheamă ambalaj, care se cheamă gunoi sau deșeu. Să nu se mai cheamă deșeu. Să recicleze. Da. Poți să recicleze cu el, doar. Păi, lui Romprestul. Tot el îmi vrea. Deci eu îi dau exact. Romprestul, da. El câștigă bani, da. Dar mă taxează pe mine. Dar banii respectiv se vor achita numai fondurile de mediu. Se recuperează la ADIS, la ADIS-ul, la primărie. Ce interes are agentul economic? Asta e. Asta e circuitul. Ca să protejeze mediul. Este, exact. Da, și este obligat prin lege. El da la face. Este obligat prin lege. Are în rașelul. Pot. Și nu mai ce lege te obligă să nu dai o capsă? Păi asta care vine. Da, și acum, eu vă dăle bimere în țărănetă. Da, mă, dar le duci tu. Da. Am înțeles bine. Ceea ce pot să duc și eu după aia. Dar nu le dau lor. Păi să ia ei bani. Asta am vrut să spun. Deci agentul economic poate să-ți ducă să-ți valorifice, fără probleme, peturile, ticlele, așa, el câștigă bani și plătește gunoiul. Nu îi dau lui, Romprestului. Da, dar Romprestul, contravaloarea acestora, îl dă la ADIS. Cine-i dă nouă bani? Noi suntem acolo, ne reduce de mâine. Nu e nu ne reduce. Păi situația de să ne reduce și mie. Păi și nouă ne reduce. Păi nouă, domnule, vorbim din la unitatea, la unitatea, la primărie. La două unitate, la primărie. Bine, am înțeles așa. Doi, ideea care este? Câte tone aveați anul trecut, în 2018? Aveți? 270 de tone cu tot cu agenții comuni. 274 de tone cu tot cu agenții comuni. Pardon, 370 de tone cu tot cu agenții comuni. 374 de tone, da. Deci trebuie să reducem, de aici trebuie să reducem 100 tone. Care este ideea? Da. Ca să reducem costul, trebuie să reducem cantitatea. Da. Ca să reducem cantitatea, cum vom proceda? Vorbim cu oamenii. Deci un om produce pe lună 9 kg de deșeu. Asta este studiul de trasabilitate. Pe baza asta s-a calculat și tarifii tot. Coeficientul de cogenerare, așa se numește, 9 kg de persoană pe lună. Dacă gospodina, așa de gospodină, și mi-a dus, mătură toate cortea, cu găinață, cu bale de vacă, cu fân, cu șocan, cu aia, cu aia, lasă, plătesc, dau acolo. Apoi ne vom duce la pasul de tonie. Noi. Și cine suportă până la urmă? O parte suportă omul, să pun întrebarea, care este coeficientul de suportabilitate a omului? Că te gândești, au copii, nu au venituri, nu te pot duce. Și atunci ajungem, vrând nevrând, la subvenția serviciului. Da. Noi s-au făcut calcule de așa manieră, să nu fie cazul. Adică s-a introdus măsura să se reducă cantitatea de 100 de doni anul ăsta, prin factorii de popularizare și consiliu și profesori și elevi și așa mai departe, deci plus cei care execută lucrarea, eu și cu o echipă, mă duc și zic, dă-ne, n-ai voie să pui găinați, n-ai voie să pui frunze. Frunza, creanga se pune în recipientul ăla de compostare. S-au dat, s-au distribuit. Ăla se pune într-o colț în grădină, se face mrane, se pune la păpușoi, la floare, la și așa mai departe. Deci ideea este numai un nou menajer, o menajer, să se pună în pubelă, iar restul, să nu se ia. Celelalte
O să ajungem și la pasul 2, că acum adică e de tranziție. În ce sens? Să caută metode personalizate. În alte țări se face așa. Îți dă trei saci. Unul cu noi menajer, unul peturile, plasticul, unul hârtie. Omul din bucătărie și îi pune. Când îi predă, da, dar acolo s-a introdus sistemul de cătărire. Are pe platformă, în spate, i-a pus atâtea chemi de astea. Ai jumătate de chemi de asta. Ai, dar i-a pus, de personalizat. Să se uită acolo, să vede că ăla e risicat. L-a refuzat și bine așa amendă. Deci este, am discutat cu multă lume, în afară de hârtii și astea. Domnul, așa e acolo. Așa e. Am stat, mi-a povestit unul. Am stat în Germania 3 săptămâni. Ăsta e sistemul. Noi când ajungem la sistemul? Ideea este... Hai ca să trecem la... Noi când ajungem la sistemul? Acum la costul. La costul. Deci... Dați-mi voi să zic eu costul de domnul Vigur. Dar spuneți-ne întâi și cu sistemul de recuperare, cum a mers, cum a funcționat, că la care ați notat. Da. Deci în 2016 s-a predat către Romdresc gunoi 239,55 tone. În 2017, 331,12 tone. În 2018, 345,96 tone. Noi, în loc să scădem, am crescut. Nu, luați în calcul că așa. În 2016, nu început de la 1 ianuarie, a fost 9 perioade de 6-7 luni. Da, de februarie. Deci, 2017-2018, a fost 21. Deci, au crescut și mâinii. Deci, noi acum am mers cu un calcul de la 370 de tone. N-am pus 40% prin care suntem obligați prin lege să scădem. Am pus numai 20%. Noi trebuie să scădem cu 40%. Asta este obligația ca să scădem, da? Cum? Au fost 35. Da, 40%. Așa, da. Noi am calculat la plata la tonă, după cum ne-a recomandat ADIS-ul, vine cam 378,9 pe tonă. Cu tot cu TVA. Deci tot cu TVA. 18, am adăugat și TVA. În banii ăștia am adăugat și TVA-ul și banii care trebuie să-i plătim către Garda de Mediu pentru 2018. Avem 6560. De ce se concentrează așa? Diferența pentru că nu a scăzut gunoiul, a crescut. Exact. Da? Noi, dacă noi scădem gunoiul, așa, deci, când spune Romprestu că noi trebuia, cum am hotărât în ședința data trecută, noi trebuia să mărim la 6,8 per persoană. Nu. Dacă noi ne facem treaba, primar, viceprimar, consilier local, angajații primării, toată le-aș face treaba să lăgim gunoiul, nu o să fie nevoie să mărim taxa. Nici să subvenționăm. Nici să subvenționăm. Exact. Nu. Calculul este făcut. Da. Deci, domnul Vaslav, anul trecut am plătit 99.890. Pe tot anul. Da. 10.000. Așa. Făcând calculul agenții economici plus casnici, ieșim la 113.677. Exact. Ne încadrăm. În sumă, nu trebuie să subvenționăm, nu trebuie să facem nimic. Numai că nu creștem prețul, nici la agenți economici, nici nu-l scădem. Nici la casnic, nici la agenți economici. Rămâne cu prețul exact cum a fost cu... Da, domnul primar, dar nu este bine pentru agenții economici. Ba da, domnul Vasca. Pentru că pentru agenții economici, noi am fost forțați, știți bine. Deci am fost forțat, eu forțat, vă spun real. Cu amenințări. Cu amenințări, nu dați autorizație. Și din 4 pube, dădeam... Nu dădeam cu noi, domnul primar, plăteam prețul întreg. Dar și la primărie merge varianta asta, nu-i bine. De asta trebuie să vă nu-i bine. Se întâmplă. Deci în momentul de când nu există. Dacă noi am scăzut, no. Cum ați avut cu Romprestu, asta înseamnă că subvenționăm. Și agenții economici nu avem voie. Pentru că să mai sunt agenții economici care nu erau, nici nu figurau deloc. Eu așa consider. Atunci merg de ton, dacă a spus. Dacă eu dau 0,5, deci atât plătesc, poate pe el. Mergem pe domnul ăsta, imagine că ați mers cu Romprestu. În 4 cursuri, dau 9 cursuri, vreau să vă spun. Cum pot eu să am gunoi, domnul primar? Deci eu, vorbesc de mine, persoana mea. Cât gunoi pot să aibă societatea mea, dacă eu adun peturile, adun sticla, adun capsa, ce-mi rămâne mie? Ce-mi rămâne mie la crâșmă? Eu vă aduc punga. Păi vreți să gunoi selectat? 600 și ceva.
Dar nu se poate. Eu vă aduc punga. Cât? Așa o plec, doamnă, știu. Dar am fost forțați. Adică dacă acolo ei au fost nebuni. Noi dacă hotărâm un băieț mai mic, da? Să facem capul cetățeanului. Nu, dar agenții economici trebuie să mergem mai puțin. Noi selectăm, noi deja nu selectăm. Da. Pe fiecare mână în parte că duc la Bacău. Păi nu obligați dumneavoastră să selectezi. Nu obligați să... Eu n-am luat noi, credeți, ne-am dat un carton. A zis că sticla poți să duc deoparte, petul duc deoparte, capsele duc deoparte. Ce are agentul economic? Mătrui pe jos, are tișoacii, da, aduc o pungă, vă aduc într-o lună o pungă. Eu plătesc punga aia. Da, sunt agenții economici aici pe care sunt pe rasă și care nici măcar au punctul de lucru, nu l-au aici. Atunci nu existesc. Atunci nu fac domnule ce-am pune mână. Nu poți să fac aici, care e mai rău. Nu poți să fie un care beneficiază de serviciu. Trebuie să fie un serviciu. Noi dăm... Să plătească. Cum ați scălătă? Cei care sunt... Ce-a spus? A dat ce-am făcut? A spus că merge primul de angajat, a spus că merge și până la urmă a dat-o ca să... Erau pe comandă și așa, și așa. Păi și... Da, nu în momentul, dacă noi scădem acum prețul agenții economici, se consideră că am... Păi domn primar, dar trebuie cu noi selectat. Păi nu-i selectat, domn primar! Ce înseamnă să vă dau selectat? Vă dau selectat! Păi dacă nu vă dau selectat... Eu vă chitați... Mă obligați dumneavoastră să vă dau selectat, asta este. Și acum... Cartonul, spidonul, n-am nimic decât chiștoații și măturătura pe jos. Adică, ce pot să fac eu? Nu putem omorâ nici agenții. Că da, omorâm agenții economici. Vă spun eu că eu omorâm agenții economici când sunt care nici nu au gunoi, figurează și le-au luat banii ăștia. Nu se poate. Dacă ne luăm un prestul, acum mergem la primărie, chiar și noi să jumânim toate ăștia. Exact, adică destul. Și într-o unitate care stând 50-60, școala plătește 35 de lei. Îmi pare rău, dar din urmări. Deci școala e tot a primării. Păi tot a primării. Păi tot de aici ați dă bani. Păi dar și 35 de lei vine? Ei bine? Și nu ești 100. Două! Cât plătea până acum școala? Ca și la agenții economici. Și de ce i-ați dat 50 de lei? Dar tot din bugetul primăriei plătea. Din bugetul lor, dar fac copiii în mizerie, așa cred. Dar ce e? Nu știu, eu, este opinia mea. Și vreau să mai întreb ceva. Cine confirmă mașinile care merg pe teren? La Poiai nu a ajuns anul ăsta deloc. Anul trecut două luni a fost. Ce metodă? Ce metodă? Să știm acum. Deci, domnul primar, să știm acum. Deci, prețul e unul. Deci, prețul este mare. Și vreau ce metodă. Noi, agenții economici, ne emiteam factură. Deci, eu aveam lunar factură. Dumneavoastră puteți să emiteți factură lunară? Da. Hă? Da. Păi, trebuie să... Da, trebuie să plătești cu noi, îți dai chestia factură și facură care îmi plătești. Nu, dar pe câte kilograme? Dacă eu am 5 kilograme, dumneavoastră să-mi luați pe cât? Pe 4 bubele? E mult, domn primar, nu este. Gândiți-vă că nu-i bine. Părerea mea. Jumătate cu metru cub. Păi jumătate cu metru cub și eu aduc 5 kg. De unde se ia, lică, draga, jumătate metru cub de păr? Domn primar, haideți să fim cinstit. Adică eu așa văd. Dacă zici că la o frizărie îi dăm că câștigă bani, nu prea câștigăm, nici mai nu ne rupim. Că doar știți acum bine cum, cum merge economia asta. S-au dublat autorizațiile la 2 la 4, să... Da, eu... Hai să mărești cu noi, hai, și... Da, nu-i normal să chiar să-i omorâm. Gândim un logic, nu-i bine. A trebuit să ceva. Nu este cu noi. Atunci ar trebui, a avut în vedere în stabilirea taxei astea, ce implică costurile pentru mediu, că nu am redus cantitatea de gunoi, să avem în vedere un anumit procent de acolo și restul nu am cantitatea colectată, nu? Da, dar atunci nu mai aruncă nimeni gunoi. Nu, nu. Dă o taxă modică, aia considerăm că este contribuție la protecția mediului. Faci, da. Da. Plătită. Da. E, așa trebuie. Nu? Așa nu trebuie plătiți pe aia. Exact. Și pentru cei care produc, adică dar nu ideea când ia... Așa ar fi, așa e un simț frăiască toată lumea, că nici ăștia nu s-așa. Domnul Vaslai, veniți cu propunerea. Dar a venit, am avut, eu am ieret. Vă atunci să dar era, domnul Vaslai, era prea puțin 35 de lei pe plăcea economică. Dar nu-i puțin. Și atunci dacă acum spune că e prea puțin 35 și o societate cum e Miorița, chiar dacă este cu centrală, domnule, are 70 de angajați și plătește 35 de lei. Dar nu plătește. Nu, că am plătit și noi ca dumneavoastră. Se face o confuzie. ONG-urile cum spune cu... Domnul primar, Miorița nu plătește ca și mine, acum. Și până acum plătea ca și mine. Numai pe ei aveau, dădeau patru bubele, plăteau patru bubele, eu dădeam una, plăteam una.
Dar acum mergeți dumneavoastră cu 35 de lei, doamnă. Domnule, ce-o enumerat aici? Eu am văzut că spune instituții, dar nu spune că instituții, eu am înțeles că învățământul... Învățământul, poliția, bisericii... Păi aici, primăria, școala, poliția, biserica și mănăstirea. Și ei nu? De ce vine cu 35 de lei? Dar cum noi faci la o biserică, dumneavoastră? Când cum noi faci la biserică? Nu, la 35 de lei, bun. Cât să-i pui la biserică? Dar nu-ți scrie. Cum să-l forțe să dea cât un agent economic, nu? La biserică e ok, dar deci, Miorița a rămas exact ca agent economic. Da, rămas ca noi, ca agent economic. Deci eu, cum am plecat noi, eu ne-am făcut un calcul, am spus, doamne, să fim mulțumiți și agenții economici. N-am fost mulțumiți, dar știți bine că n-am fost mulțumiți. Eu știu. Cine îi brazi, doar am prezit. Nu puteam ca firma de la Vale să plătească gunoi cât plătești o biserică. Păi, așa e. De asta, nici nu poți să... Dar atunci mergem pe persoane. Și ați mers să faci un cal cu persoane. Mă, avizul are 20 de angajați, îi pun 10 sau 20 de lei, plătește 2 milioane. Vaslavi are 3, plătește 300. Ghima are 5, plătește 500. De ce n-ați mers pe varianta persoană? Miorița are 70, plătește 700. Dar nu e... Angajați, da, Nu, deci capacitatea cu benii respectivi. Mie libera un aviz de preluare a deșeului. Știu, așa era și noi, așa am fost și noi. Și dacă îi... Dar nu știu dacă îi predai. Dar și eu vreau să fie, vreau să predeasă tot timpul. Ei sunt mulți și aceva. Eu nu, dacă predau sau nu predau cu noi, eu plăteam banul. Și cum să plătesc eu un serviciu de ce nu faci? Poate să fim logici. Acum dacă plătesc... Și aia spus, nu că așa îi ne impune, așa îi ne impune. Băi, părinte, dar nu știu dacă pe el. Nu? Să spune-mi, sunteți dezbătut în piețe din localizat de obiectiv. Și știți, luați și n-ați făcut probleme. Sunteți ca și oameni, apărăm interesul de ce trebuie. Dacă dăm și gunoi selectat, am mai de oameni. Eu dovedesc că selectez gunoi fiecare lună. Și accept 10 lei de persoane. Dau 10 lei eu pe anul. Doi, doi la până. Da, da, să aveți la până. Domnul Aslan, hai să facem un fel următor. Bine, spuneți că... Da. Nu putem să lăsăm agentul economic la să plătească la metru pub fără altă taxă pentru că nu mai avem gunoi. Deci pune gunoiul. Deci pune gunoiul la persoană fizică, da? Și plătește pe și mai de gunoi. Să vă spun la mine. Eu îi spun meu. Eu mă spun la primărie persoană fizică și dau 4 lei și dau gunoiul menajer că așa o să trebuiască că ăsta e selectiv și pe ăla cât trebuie. 2 kg. Haideți, atunci, dacă spuneți că e mult, haideți să facem nu jumătate de metru cub. Facem un sfert de metru cub, obligatoriu și cu asta, nici nu poți din loc. Diferența la... Dacă depășești un sfert de metru cub, plătești cât te pune. E bine așa? Da, mergi. Da. E bine. Domnul primar. Dar, deci, aveți un pic răbdare, domnul primar. Deci, să știți, dacă noi nu reducem cantitățile de gunoi, dacă nu ieșim cu tot ce trebuie, o să trebuiască să subvenționăm din partea primăriei sau dacă nu, la anul, să dublăm prețul la gunoi. Da. Deci nu spunem anul următor sau la toamnă. Da, nu. Deci acum apar față cu dumneavoastră, aici, îi spun domnul Bibini, din 3 în 3 luni, la fiecare început de semestru, să prezinte situația gunoiului cât s-o luat, cât s-o redus. Da. Deci, pe fiecare semestru, domnul Bibini, aveți obligația să raportați situația gunoiului. Dacă, ca să știm, fiecare ce face. Și fiecare consilier local trebuie să implice. Dacă nu ne implicăm, îmi pare rău, o să ajungem... Nu mai stați să vedeți. Ieri am cerut domnul Bibini, nu știu dacă mi-o dat. Și eu vreau să văd, că și eu e fine să știu, care costătenii mei sunt datori și care nu au plătit pe un an, nu pe o lună. Care nu au plătit deloc. Avem? Domnul Vasari. Avem. Avem. Da. Și trebuie să știu. Putem. Deci nu stați subit. Ca să scot listă, îți 2001 persoane. Trebuie să iei tot pe... N-ai. Ana e voie de ghilea spitala astăzi, că ea e cu spitala, da? Nu așa. Toți consilierii, care vor să vadă situații.
la impozite. Mi-ai dat pisina asta. Taxa de gunoi, la nu-și taxa. Deci, aveți taxe și impozite. Și toată lumea spune, sunteți liberi, puteți să vă explicați nicio problemă. Eu pot să vă spun, doamna Stadiu, ajutați-mi, eu pot să vă spun. În 2016 am avut de achitacă de compania Avis, Romplest, 90.045. În 2017, 96.876 lei. În 2018, 96.530. În total, 283.451, da? Din care s-a încasat 221.790. Mai avem de recuperat numai 61.000. Eu consider că stăm bine. Da, e bine. Deci, eu spun că cetățenii Comunii Palincea au înțeles, da? Și stăm bine. În 3 ani de zile să avem numai numai anul ăsta, pentru anul 2018, s-au recuperat 23.000. Domnul primar, eu am mers la ideea să nu lăsăm cetățenii să plătească. Am înțeles că aveți o nemulțumire. Adică 5 ani, nu-i bine să nu lăsăm așa de mult. Asta eu era ideea mea. Adică un cetățean, dacă nu a plătit în 2017, în 2018, sau așa, să-l pisturască. Dacă lăsăm 5 ani... Avem cetățeni care nu aș plătească niciodată. Nu? Avem? Da. Da, de la bunoi. Da. Hai să vă spun că am înțeles că sunteți nemulțumit că facem tăva de persoane. Nu. Să facilitează nimeni. Avem declarația de impunere, care o avem aici. Fiecare cetățean care vine să-și plătească impozitul, face declarație de impunere, semnează acte personale. Așa. Noi avem obligația ca să urmărim. Nu vă spun, uitați ce am aici, dosarul ăsta este prin declarație de impunere a cetățenilor. Nu facilităm pe nimeni. Uitați-vă că nu este viza niciunui primar, nici a viciului primar pe el, ca să spun, domnule, că îi pun vizul ăsta, al ăla nu. Nu. Deci, taxe și impozite se ocupă cu documentația respectivă. În bază la astea, bine, noi încasăm cu noi. Da. Dar și dacă sunt oameni care nu vin deloc pe la impozite, da. Ce face? Nu mai sunt acolo? Deci pot să-și vină. Da. Sunt în evidență. Ia avem în evidență. Dar pot să-și vină. Aia nu plătești și pe asta bază. Da. Nici n-ai ce să-l iei. Pentru că ei n-au casă pe numele lor. Stă în casă părintească, stă... Sunt familii la noi care veniți în jur la 10. Dar eu n-am treabă cu noi de la zile, dar cu noi de la masă. Și cu astea trebuie. De exemplu, ai urmărit acum. Noi, deci la cei care sunt datori. Sunt, am făcut adresă către firmele unde sunt ei angajați. Nu poate vota. Eu nu ai oprit banii urmărați, primit în portul primăriei. Da. Deci ne facem execută de ținintă, nu ne jucăm cu micuta de cordă și ne execută cu noi. La cine ai? La cine nu ai de unde să le iei. Da. Hai te pardoni, din urmă. Prăpătii pe toate capul. Da, e normal. Da, acum azi nici nu, mai sunt și situații sociale care chiar n-ai ce să faci. Nu poți să te duci cu... Încerci să-l acuzăm așa la noi care noi. Au bani mulți, au pensii de armată care după de lucru. Asta e. Asta e. Ce-ți vreau de ce nu l-ați gândit? Da, foarte frumos. Ați plătit. Deci au pensii pe 25. 25. Da, un metru cu. Deci v-ați stabilit o sumă? Un metru obligatoriu, dar cât se plătește? 50 de metri. Un pic atenție, deci către agenții economici care consideră că domnul Bibi o să umbli și din fix face cu bază. Da? Considerăm că la Bubela de casnic există mai mult și găsește și suplimentar, domnul Bibri din Pix vine referat, depunem și crește prețul. Da. Dacă mai s-a stabilit, s-a stabilit o sumă, s-a stabilit acum o sumă. Asta ziceam, deci merg proiectul este așa. Așa. Deci 4,16 de metri cub. Piste 100 de metri cub plătește... Câți lei? 9 lei și 33 de lei. Eu... 33.
peste un sfert de metru. Nu plătești la calitatea fără. Eu ziceam că am 40-50. Eu jucam în 40-50 de lei. Deci nici la 60 ceva, că și 30 înseamnă că mai bine era cu 35. Mergeți în 40, în 45, adică e acceptabil. Nu mă, dar nu, adică că mergeam în 35. N-ai să mai arunci cu noi pe rachetă, să stai cu mine. Nu, dar ca nu e. Dar mai spus ceva de metodă la noi, să fim... Domnul primar, ați mers pe ideea cu 0,25? Da. Da, mergem pe ideea. Dacă mergeți cu ideea 0,25, e echivalentul a 2 sănătăți medie pe agent economic. Da, medie. Da, dar da, plus, el ce dă peste 100 de metru cub, gândește, la metru cub 110 plus TVA. Da. 131,76 va fi. Raportat la cantitatea care o depășește. Da. Rămânem așa? Da, spunem la vot. Comisia 1. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Spunem la vădăre. Ne este pentru poți să acționezi. Deci la punctul număr 4. Expune motivul de hotărâre. Da, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic aferenți obiectivului de investiții, reabilitare, modernizare, extindere și dotare sede primăriei Comuna Parincea, județul Bacău. Deci aici avem indicatorii tehnico-economici, suntem, deci s-a făcut proiectul, avem devizul general și trebuie Consiliul Local să aprobe indicatorii tehnico-economici. Dacă cineva... Deci proiectul, știți că l-am lăsat ca să-l subvedeți, nu vrea nimeni. Spunem la vot. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Favorabil. Spunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Potriva, acțiune. Votăm, da? Unanimitate? Da. Da. Da, indicator. Da, indicator, da. Așa. Deci, la punctul numărul 5. Expunere de motive. Proiect de hotărâre privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 900.000 lei pentru realizarea investiției publice de interes local, reabilitare, modernizare, extindere și dotare sediul primăriei Comuna Parincea, județul Bacău. Dacă cineva vrea să ia cuvântul. Doamna Dumnezeu. Sună un pic pentru timpurile astea așa, am greu, împrumuturi. Eu, din punctul meu de vedere, nu văd de ce am trebuit să împrumutăm bani, sau cel puțin dacă am împrumutat banii ăștia. Sunt 9 miliarde, sunt foarte mulți bani. Pentru o comună ca să-i dea înapoi, în condițiile în care... De unde dăm o rată atât de mare? După care am văzut că termenul de rambursare, dacă ar fi să-l aprobăm, începe din anul 2021. Deci, da, îmi dați vreo să spun? Da. Da. Deci, avem 2 ani de zile deci, ca să luăm banii respectivi. Deci, banii nu ni-i dă decât în baza unei facturi. S-au făcut lucrare de cât? De 200 de mii, da? Te duci cu factura la banca respectivă, îți dă banii. Nu, nu. Achită factura respectivă, da? Așa. Deci nu este obligatoriu ca să ajungem la 900 de lei cât am pus noi aici. Pentru că în momentul când vine și licitează, poate să vină cu prețul mult mai mic. Nu? Așa. Nu am făcut un proiect ca să vin după câtva timp să spun, domnul consilier, știți că proiectul e subevaluat și știți că trebuie să mai punem încă... Nu aveți să știm. Cine garantează treaba asta? Așa am făcut și Dacă ținem 2 ani de aici încolo, vom ajunge acolo. În momentul dacă am făcut un contract, da? Cu o firmă, s-a stabilit prețul și rămâne așa. Faptul că este împrumut, este pentru noi ca și comun, cred eu, nu e necesar. Deci trebuie să ținem cont că vedeți pe la toate zonele, se discută de regionalizare. Dacă o să vină, mai ales Comuna Parincea, este zonă coastă. Nu ascultați-mă un pic, dați-mi voie. Dacă dați voie, dacă nu, dați din gură și cu asta bază. Este zonă coastă, da? Vă dăm vedere că
pe sub dușamele astea, circulă șoarce, șobolane, între dușa mea și pământ, este distanța așa, e mizerie. Avem proiectul cu pompieri, care trebuie să amenajăm pentru pompieri. Camere dormitoare, baie, dușuri, da? Dacă vă uitați pe tabla primăriei, sus plouă. Deci este toată găurită. Este foarte adevărat, dar se poate, așa cum ați făcut cealaltă parte de primărie, ați restaurat-o, o puteți și pe asta. S-au restaurat chiar, pe aia deci, nu ați restaurat. Deci nu avem voie ca să o facem din bucățile. De ce să nu? Dar nu avem voie din bucățile. Nu, din bucățile. Schimbați acoperișul și schimbați ușurile. Păi de unde bani? De fapt, păi atunci unde aveți bani să dați aici înapoi? Păi cu 2 miliarde ce vreți dumneavoastră să dați pe an aici? Îți ajungi 2 miliarde ca să schimbi acoperișul? Da. În momentul când ai finanțat primăria să strică tabla... Dacă mergem la prețuri de astea colosale, ce vedem pentru un pot... Eu consider... Deci facem monument istoric. Eu consider că ca să renovăm sediul primăriei, să-l și extindem, este util pentru Comuna Parincea. Și mai ales că înainte de a ne apuca, v-am întrebat, ați fost cu bățe de acolo, a spus într-adevăr, este... Ba da, și din prumut au fost discuția. N-au fost discuții pentru un prumut, au fost discuții că se face din banii primării. Au fost, dar din banii primării. Din fondul de rument. De exemplu, ce deci s-a făcut? Fondul de rument este pentru cofinanțări, alimentare cu apă, canalizare. Pot. Nu, de ce? Domnul Bine, da? Atunci deci deschide PNDL 3. Avem proiect de asfaltare, care trebuie să-l depunem. Avem nevoie de cofinanțare. În Comuna Parincea nu avem toalete. În Comuna Parincea nu avem puse la punct. Unde nu avem toalete? Văleni nu are toalete. Văleni nu are căminul cultural la geamurile alea, trece vântul prin ele. Nu are făcut o încălzire, nu ceva, ca să poți să faci în el. Faci un praznic, faci ce faci. Este frig. Deci, haideți să vedem lucruri care sunt esențiale. De ce nu mai sunt toaletele? Ce să zicem? Nu au oameni, nu au practic, n-au să duc, deci duc acasă. Adică, haideți să vedem lucruri practice pentru consătieni. Deci, nu avem. Cetățenii comunii îi interesează cât de fastă va fi primăria, clădirea. Cetățeanul îi interesează să aibă... Pentru cetățean ce face? Primărie frumoasă? Dacă nu-i primărie frumoasă. Două aspecte care trebuie să... Și îl facem în momentul în care avem bani. Atât timp cât nu avem bani, să împrumutăm la timpurile astea. Care... Ba da, domnul știu că... Dar cum domnul știu că a putut într-atât niște ani să strângă atâția bani când a lăsat fond din urmă, câte miliarde au rămas? Să făceau două primării cu banii ăia. Adică el cum a putut să strângă și alții nu pot? Alții ce s-au făcut? De exemplu, haideți să vedem ce s-au făcut cu banii care au rămas de la dumnealui. Dar nu s-au strâns. S-au fost lucrări care nu s-au finalizat și s-au preluat sumele. Da. Păi dar putea și dumneavoastră, probabil să ne prevede. Haideți să concluzionăm două probleme. Și încerc scuze că intervin, pentru că, știu eu, să vă zic o problemă care, să zic, în două întrebări se poate rezolva. În primul rând, dacă există vreo unitate economică de construcții care acceptă să lucreze și apoi, după ce și-o investit totul, să accepte să ia banii, dacă o reușit să aibă banii aia ca să investească, să aibă siguranța că îi va lua la sfârșit. În condițiile în care bănuiesc, al felul nu s-a pus problema, există un deviz, o ofertă, făcută în baza unui proiect foarte bine stabilit, prin care știm foarte bine suma cu o rezervă de 1, 2, 5%. Dacă există așa ceva, sigur că cu toate forțele înainte trebuie să realizăm și un sediu. Acum problema este următoarea. Nu cunosc acum prioritățile, știu eu, oamenilor care și le-ar dori pentru comună, ca să vorbim în numele lor, decât că suntem aleși și vorbim, nu avem încotro, vorbim în numele lor. De aceea, eu aș propune o consultare cu marea majoritate a cetățenilor, gospodarii comuni, și în baza asta să fim de așa, cu faptele, mă rog, în față, și cu dorințele lor împlinite. Dacă ei consideră că, într-adevăr, banii ăștia, îi suportă ei, nu noi. Noi doar îi gestionăm. Da, dar vă dați seama, 7 ani de deci, zi... Bun, insist pe ideea consultării cetățenilor comuni, ca să nu greșim.
Adică nu noi acum, suntem într-o situație în care dorim să luăm niște bani, dar încă nu știm din ce posibilități, surse să vor face. Da? Când împrumutăm asta, da, e ușor. E vorba de dată înapoi. Dacă avem posibilitatea, e foarte bine. Dar trebuie să consultăm, să fim un pic mai atenți, să fim un pic mai analiști în toată treaba asta și eu cu toată dragostea nici nu pun problema să nu accept așa ceva sau să nu doresc un sediu, pentru că e firesc să fie așa. Da, să vedem și consultarea. Să-și facem un sediu al primăriei, domnule, dacă noi suntem într-o clădire vechi, câteva sute de ani, și nu suntem în stare cu bună aparență, să facem un sediu al primăriei frumos, păi e frumusețe, să-l facem, doamna Dămoc, să facem și căminul de la Băne. Să poate face și ăla, pe lângă asta se poate face asta. Cum să renunțăm noi la sediul comunii, la primăria comunii? Unii au făcut de jos. Și noi avem asta de neste făcute. Și mai facem ceva. Dar facem ceva. Dar avem făcut. Știți să renunțăm la un sediu a primăriei de noi? Asta ne arată frumusețea și puterea și de economica comunii. Dacă eu n-am nimica, așa cum am stat în clădirea aia, am văzut sediul primăriei care a fost, nu? O casă. De la casa asta a venit aici, cu domnul știu cu cine a venit aici și a rezolvat. Și a zis că e frumos, excelent aici, nu? Și acum să mai putem continua, dar să nu vrem noi 13 oameni să aibă pe părinții un sediu al primăriei. Mi se pare aberat. Dacă avem bani, dar nu putem îngenunchea o comună, că vrem să ne facem noi unii sau alții, nu știu cine. Vedeți, asta e problema doar așa. În primărie, să avem și la primărie, să poate face așa. Și nu se poate schimba un acoperiș? Când? Cum? Cum să schimbă? Proiectul e proiect. Ați aprobat proiectul. Când am spus, când v-am întrebat la diverse, am pus problema. Când v-a spus și doamnul vice, ce a spus? Da, domnule, este nevoie, este necesar. Noi în baza asta ne-am lucrat de proiectare. Dar este nevoie, dar la bani v-ați gândit la general. Cât facem? Mă lăsăm pe un punct. Domnule primar, s-o discutați. Eu am și o propunere de aia, o idee de aia. Vreau să-l întreb de domnul contabil. Întâi să așteptăm. Nu nimic, aruncăm așa. Să așteptăm bugetul. Vreau atunci după ce vine bugetul să-mi spun cât trebuie să pun, știți, salarii, toate ce trebuie, ca să funcționăm, cât ne rămâne nouă. Noi așa am sperat, deci, eu așa am sperat, stați să termine până la urmă. Am sperat că din bugetul care vine pe anul 2019, o să ne rămână acolo vreo 2, 3 sau 2, nu știu câte miliarde, mai împrumutăm vreo 5 și ne apucăm și din primărie. Începem și podul, dumneavoastră vreți și podul. Vrem să facem și pompieri, că spus că sunt obligatorii, după tot. La școală ar fi mai important dacă ne-am mișca să terminăm liceul ăla. Deci, noi mergem, documentația e stufoasă. De ce că nu avem, lucrăm la expertiză. Deci dacă domnul contabil poate să-mi justifice... Nu ascultați, doamna Slagi, dăm voi să explic. Da? Deci, noi am cerut suma respectivă, deci am pus-o pe hârtie. Nu este obligatoriu. Deci noi nu luăm banii De la banca respectivă până când nu avem factura. Deci noi, la buget, putem să venim atunci să spunem, domnule, nu trebuie să luăm atât, nu trebuie numai atât. Dar noi trebuie să demarăm documentația. Deci, dumneavoastră, domnul contabil, îmi spune că pot din bugetul din 2019 să aloc 2 miliarde pentru primărie? Deci nu alocăm niciun bani din 2019 și 2020. Asta e perioada în care poți să tragi. Perioada în care e construcție, da? E abia 2021, 2020. Dar dacă am bani în 2019, de ce să-mi dau acum pentru primărie? Domnule, dacă ai, dar nicio problemă. Dar nu, dar... Deci dacă avem bani, dacă avem bani... Ai mai putut de vreo mai puțin. Doamne, dar noi, doamna Slate, nu ne aprobă banii ăștia, da? Dar nu ești obligat să iei pe toți. Te consult tot. Deci nu ești obligat ca să iei pe toți, nu e cât ai nevoie. Nu e la o să se ia, așa se ia. Eu nu am găsit pe nimeni să-i dea 10 și să-i dea numai la 5. Doamna Slate, deci, inclusiv, ascultați-mă un pic, banii sunt, deci banii vin special pentru un proiect. Nu ai voie să iei banul ăsta, să-l duci în altă parte, nu-ți acceptă nici contabilitatea și nici banca. Ce domnule zic, că la licitație nu spune unul, domnul, o fac cu 8 miliarde, nu fac. Ei nu-ți dă decât... Sigur că da, va fi... Sigur că la licitație, de regulă, e în jos. Și da, eu spun, dacă se întâmplă, merge sub rău înainte, că nu am început și le-am făcut așa. Și în următorii ani,
să strângi un pic, să nu o să avem bani. Cine garantează că nu se strângă? Și nu o să avem bani. Să dăm creditul ăla înapoi. Ce faci? Asta e întrebarea. N-ai de ce să-ți faci probleme. Eu merg așa pe bucer. Domnule, de ce nu situația când noi am noi ca țară să luăm bani? Domnule, pentru că ne lungim și... Păi lăsați-mă să te duci și eu pe care ideea să plec lămurit ca să putem. Eu am încercat să lămuresc arma asta. Pentru a nu mai face nu știu câte valori, ci pentru a gândi politic. Eu putez, eu adică, adică dacă la nivelul țării nu avem proiecte suficiente sau viabile ca să absorbim fondurile europene, înseamnă că nu ne dă. Și noi trebuie să stăm în față cu un proiect foarte exact ca să putem lua în baza acestui proiect. Asta e împrumut, domnule. Asta e împrumut din bani. Cum să fie împrumut? Asta e împrumut, domnule. Cum să fie împrumut? Deci asta este împrumut. Păi nu, domnule. Că știți ce se întâmplă? Dacă noi aprobăm acum, așa o să zic, că așa ați aprobat și atunci proiectul și acum. Da, domnule, deci eu fost acum. Adică, deci bancă. Cât e la bancă, da? Da. Deci nu nici nici bugetul cu 3 ani în urmă, da? Și nu dă, nu dă mai mult, nu dă mai mult de 36% din expliciți domnul contabil. Asta e ziua contabilă. Deci nu dă mai mult decât poți tu să duci. Decât poți să duci. Da. Înțelegi? Nu dă mai mult. Noi din avem două avem proiecte de implementat, avem apa și canalul. Banca știi ce proiecte aveți? Deci banca întreabă să mai dea părinți, da? Și noi nu mai dăm nimic, la, nu contribuiți noi la apă și canal, deci trebuie să dăm și acolo, să terminăm proiectul. Avem bani în bugetul, bani în fondul de rulment. Cât sunt vase din fondul de rulment? Cât sunt, domnule, ca să, da. La fel, domnul, să vă cercăm la fondul de rulment, 1.441.063.000 lei. 14 miliarde de jumătate, din care drumul la Vlanic mai sunt vreo 7 miliarde. Dar aproape 750 de mii. Deci rămâne vreo 7 miliarde de acolo. Da, da. Și, da. Mai, și acolo mai avem și altele care... Păi și face de la diverse și prevăzute, mai avem și acolo 1 miliard și jumătate. Deci ar fi pentru proiectul de durare. Pe ăia rămân pentru cofinanțare. Da? Eu puteam să-i pun pe ăia și să-i pun pe cofinanțare. Nu mai așteptăm. Nu mai așteptăm pe da. 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 Ce să fie? Da. 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 Și cu domnul drag, deci să facem precizările în cauză, în sensul consilierii locale și fiind, nu știu, din cauză, în ceea ce contează. Din câte am înțeles, 2 ani de zile este luarea, da? Dar în acești 2 ani de zile avem de plătit ceva, da sau nu? Se plătesc doar dobânzile. Pentru banii care îi luăm. De exemplu, dacă așa. Avem atrașă de 300 de mii, vă plătim dobânzi pentru acele 300 de mii. Deci trebuie să știm lucrul ăsta, da? Nu, iar începem cu anul 3, da? Deci nu plătim rată, primii 2 ani de zile, dar plătim dobândă la banii care i-am luat pe facturi. Da, da, scrie acolo, dar scrie așa, nu sunt buni sumele alea. Ale nu sunt așa, domnul Corpatic. Dacă eu, cum spun, domn primar, plătesc 9 miliard, cum o să plătesc? Acolo e calculat domnul Corpatic, prin 900 din, nu? Dar un alt aspect care vreau să zic... Deci noi luăm în 2019, 2 miliarde, că atâta face constructorul. Cât dai dobânda? Nu e acolo. E că 1%, 6%. Așa, dar acolo este zis că cei 9 miliarde. Pentru toți. Nu, pentru toți. Da. Pentru 300 de mii de lei. Pentru 300 de mii? Da, primul an. Și următorul an, 600 de mii. Conform contractului. Dar un alt aspect care vreau să-l precizez eu. Dacă vom adopta această hotărâre cu votul majorității consilierilor în funcție, da? Și sunteți și în funcție și prezenți, această hotărâre va merge la o comisie de analiză. Da? Comisia aceea de analiză din care fac parte și reprezentanții Ministerului de Finanțe și alți reprezentanți ai băncilor, a băncii naționale, ne dă un aviz. Pe baza acelui aviz venim iarăși în Consiliul Local și aprobăm împrumutul de la o anumită bancă care o să urmeze procedura de selecție. Deci să știți că nu ne închidem aici. Cu acest... Dar putea comisia să spună, domnule, sau să nu suntem adicați, da? Probabil pentru 9 miliarde. Dar noi eram... Deci noi acum aprobăm, ne propunem să mergem pe pașii de a ajunge la obținerea acestui împrumut,
Dar până ajunge să avem bani și putem folosi, să știți că mai avem câteva faze astea. Dacă o să obținem bani abia la anul. Da, bine că acum abia la anul dar să obținem bani. Deci am demarat. Da. Pentru că la momentul ăsta și dobânzi ar fi foarte mari. Ați văzut, e o problemă mare. Și ați nu ce e robând mare. Deci banca, orice bancă ar fi ea din țară, nu ne acordă acest împrumut dacă hotărârea noastră de Consiliul Local nu este avizată de această Comisie Națională de Aprobare a Împrumuturilor la Unitățile Administrative Teritoriale. Să știți lucrurile. Așa este. Nu zic că nu vrem. Da, să punem la vot Comisia 1. Comisia 2, Comisia 3. Favorabil cu amendamentul care l-am prevăzut să consultăm și oamenii. Durează foarte mult timp și ne ducem cât. Așa ați mai înțelat, dar facem consultare de zile. Dar la face ca buget. Dar facem referenci, să văd cum mă joc în buget. Păi facem referenci, facem acum, ne ducem cât. Noi nu avem nevoie, dar trebuie să facem un gen. În două zile se poate face un procesație. Dar cine umblă prin sală? Puteam să fie invitați și aici câțiva. Nu, câțiva. Păi vedeți, dacă noi suntem 13 și nu suntem în stare să vă dăm. Sunt reprezentanții oamenii. Am spus că sunt absolut de acord. Da, sunteți. Dar oamenii ăștia trebuie să cunoască de noi. Bine, să cunoască. A vorbit în numele lor și probabil că pot să aibă și ei un cuvânt. Da, să știi, orice oameni. Acum să-mi spuneți cine se abține? Eu amendamentul meu ăsta era ca să așa să stea bugetul, să vedem. Acum votăm, domnul Vasilache, sunteți împotrivă sau vă abțineți? Deci nu merg, nu merge. Păi, hai, să punem la vot amendamentul ca să votăm proiectul după aprobarea bugetului. Da, asta e. Deci, și v-am spus, banii o să-i prindu-o pe la anul. Deci, până la jumătate, până se trebuie la sfârșitul februarie, să se facă. Deci, ca să respectăm procedura, cine este pentru și ne trebuie majoritate, mai întâi, nu ridicați mâna, că nu știți de ce ridicați mâna, cine este pentru ca acest proiect să se rediscute după aprobarea bugetului. Asta însemnând consultare publică, afișare pe site, pe locuri publice și dumneavoastră în teren. Cine este pentru? Ne trebuie 7 voturi. Mâna sus, să le putem număra. Clasă-vă în sus, vă stați pe 5. Vă uitați, 5. 6, domnul Stiucu, da? Da. Ce? Deci cu 6 voturi nu putem face amânare cu 30 zile. Da. Ești la votul proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Facem prin eliminare. Cine se abține? Cine este împotrivă? Deci împotrivă doamna Iuliana Dăbău. Sunt împotrivă nu pentru a consemnați. Nu sunt împotrivă să nu se facă primării clădiri. Doar că vreau. Cum pentru ce? Pentru ce sunt? Poate să facă întâi toalete, cămin cultural, să facă încălziri în cămine și după aceea să vină și primărie. Astea cu toalete, de ce spuneți vreau să le putem face pe coduri europene, că așa le acceptă, da? Dar sediul primăriei nu-ți acceptă nici Ministerul Dezvoltării și nici... Ce nu le-a făcut până acum? 3 ani existau fonduri și până acum se europene. Deci am avut altele, doamna Dămoc, am avut alimentare cu apă, canalizare. Apa canalizare, nu s-o tragem cu ea, că e făcută de pe timpul domnul Știuc, că e pornită și ce s-a mai făcut acum? Două avizi, două hârtii, ce s-a mai făcut la apa asta și până acum? Da, vă mulțumim și mult pentru apreciere. Dar nu, dar ziceți, ce s-a făcut de atunci? Dar cu cine se facă? După aceea, pompierii ăștia s-au băgat bani, ziceți, că ați făcut, ce s-a făcut și cu pompierii? Nimic, garajul e acolo. O să facem, doamnă, să lasă niște prieteni, vreți să bați din palme și cât vrei să faci? Păi nu pot din palme, dar după 3 ani poate să mai vede câte ceva, pe un an, pe 2. Cum la pare nici anul? Păi asta e rău și atunci mergem cu... Hai să recunoați, hai să recunoați. Dumneavoastră aveți încredere că să vedeți cum se face. Dar eu schimb n-aș îngenunchea o comună ca să fac... Atunci haideți ca să cadă primăria pe noi. Dar nu cadă primăria. Nu cadă. Dar mai duce încă 200 de ani asta. Nu mai sunt de alte servicii bine la mătuie. La punctul 6. La punctul 6. La punctul 6.
Proiect de hotărâri privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Domnul Vili, da, nu este cazul dumneavoastră. În 2018, prezentat de legea ta 74, privind depozitarea deșeului. Acum sunt băgat o taxă obligatorie. Se spune taxa de depozitare 30 de lei pe tonă. Deci noi aprobăm acum două puncte. Unu, modificarea contractului, pe orice lege care modifică un articol, trebuie să o modifice și în cazul contractului, la articolul 17 din legea 21, trebuie să o modificăm și acolo. Și să introducem 30 de lei pe tonă, care o plătește groapa de gunoi, dar practic primăria virează banii la groapa de gunoi și eu o virează la mine. Asta e toată problema. 30 de lei pe tonă îți băgat în costuri. Nu ne influențează. Nu influențează. Scrie și aici tot. Deci nu influențează. Sunt băgat în costuri. Deci o vine toată legea în care 30 de lei pe tonă dus la depozitare să plătești 30 de lei pe tonă. Cum se să mănânci? Asta înțeleg. Asta n-ai cum să te deranjezi. Ce să mănânci? Banii sunt strie și dar nu influențează. Nu ce să strie la fondul de mine. Ce să mănânci? Și ca să poți să aprobe asta, trebuie să aprob și modificarea din contract, articolul respectiv. De asta sunt două. Sunt două probleme. Două. Da. Legat una de alta. Nu e mai mult la de impost la 7 la 6. Da, comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Punem la vot aici de hotărâre. Cine este pentru? Trecem la diversi. Da, da. Dar vreau să și eu mă scriu. Și eu. Și eu mă scriu. Mi-ați notat, domnule președinte? Numai un pic. Haideți, ca să încep, să încep eu, domnul Vaslache. Știți că Comuna Ungureni, împreună cu Comuna Buhoci, a înființat un ADI. ADI? Da. Care... Ce înseamnă? O asociație, exact cum e... Ajutor reciproc. Deci, care ei se ocupă cu proiecte, cu mai mult, acum ei se axează pe rețeaua de alimentare cu gaze naturale în comunele referente. V-am dat temă de gândire. Eu consider că și noi, Comuna Parinții, ar trebui să avem la ADI-ul lor, pentru că prin ADI se obține mult mai ușor fonduri și se aprobă mult mai ușor proiecte. Costuri? Pentru moment, nimic. Ce am înțeles eu, că pe an ar fi undeva la 14-15 mii de comună. Adică asta e cheltuiel pentru... Cotizația aia să da, cotizații... Ideea este să treacă magistrala într-un cu mai multe comuni. Da. Da. Și trebuie să ne alie... Acum să vă gândiți și... Da. Că dacă ne hotărâm, trebuie să facem proiect de hotărâri și să fim de acolo. Ideea este că în Moldova, 33% din sunt raportați la gazmeta. Unul din lipsa... Gazmeta nu mă interesează. Deci, special pentru asta ne alătim de radio respectiv. Nu mai e evident. Da. Cine o... Dovazlache, a spus numărul 1 ăla sau cine a spus că sunt scrii primul? Nu, eu am spus la 3. Poftiți, doamne, spuneți. Ne gândim că se apropie primăvara. Da. Știți, soarele sunt probleme, sunt probleme cu șanțurile nesăpatii. Unde? În ce zonă? Începând de la școală. Fiecare persoană în parte
fiecare gospodărie. Cum îi putem convinge să-și sape fiecare șansul lui? Ați văzut cum, când vin ploile, ce se întâmplă acolo? Dar nu sunt șansuri betonate. Nu sunt șansuri betonate. Și cum putem să convingem persoana respectivă să sape șansul lui? Pentru că la noi... Și primăria răspunde cu șanțul, cu rățenie și pășire. Știți ce da, putem să facem... La gospodărie. Avem cumpărat o cupă nouă la bul de excavator, una un pic mai mică, care să nu cărăbăm. Da, începem din prima oară putem să facem. Așa ne-am și promis de anul trecut. Am făcut parinția, vedem o dimineață și până să mergem... Consider că doamna trebuie să implice direct. Da, să iau acolo. Da. În dreptul meu, da. Ah, în locul dreptul tău, eu cred că ești pe ești. Dar ca să mă apuc să sapă la toți, să-i convingi. Asta e insistat. Asta e cel următor punct, da. Deci o să mergem acolo să facem. În timp ce ești consiliez pe bărere, eu cred că ori să mă asta, da. Păi dar domnul Cadăs? Atât, atât. Am insistat. Și-au fost care au făcut. Dar multe nu sunt. Hai, da, mai bine. Vreau să fiu cât se poate de scurt. În primul rând, având în vedere evenimentele care au fost, omagierea marului poet Eminescu și 24 ianuarie, am participat la Centrul de Cultură George Apostu, într-o mare de să zic, personalități ale culturii și am avut onoarea ca inclusiv poezia dedicată acestor evenimente de către mine să-mi fie recitată de profesori consacrați. Au fost aplaudate la scenă de succes și asta este, să zic, o mândrie pentru noi toți, pentru că izvorul este de aici. La fel s-a întâmplat și la Biblioteca Județeană, unde s-a făcut și o prezentare de carte de să consideră cel mai bun poet la ora actuală, Iovan, din Buș. De asemenea, și acolo mi s-a cerut părerea și eu am făcut o dedicație specială cu, să zic, aprecierile tuturor. În aceeași măsură și pe 24 ianuarie. Sigur, cu toate astea, le iau pe fondul unor probleme care deși acolo sunt apreciate unanim, aici sunt puse sub preș. Nu ușor mi-a fost ca după toate problemele care au fost și, să zic așa, eu fiind și promotorul promovării domnului Sorin Roșu, să primesc în jurile de final de an de bună credință pentru mine ca să mă duc să îl felicit și să-i urez sărbători fericite. Până la, ca la ușa portului m-am jurat. Efectiv, sunt emoții cu care eu mă exprim, pentru că e foarte dureros ca fiecare dintre dumneavoastră ați petrecut în liniște și frumuseții cu familiile sărbătorilor, iar eu am fost nevoit mai mult pe la spital să le fac. Așa ceva este greu de, să zic, pronunțat. Și ultima problemă pe care vreau să o ascult, să o fac este că în afară de aceste injurii, am primit foarte multe amenințări. Să zicem că am să trec cu vederea, dar inclusiv am fost cu, să zic, un fluturaș informat că mi se pregătește otrăvirea. Domnule, nu vă jucați cu cuvinte și pentru că Eminescu, deși niciodată nu vom ajunge vreo unul la nivelul lui, la vârsta de 35 de ani a fost otrăvit și o trebuie să stea în măscânce 5 ani, 4 ani de zile. Ce s-a întâmplat dacă această eminență avea la dispoziție o viață întreagă să scrie? Ce dezaur rămânea. Așa că nu vă faceți probleme pentru că amenințările astea nu sunt de aici de acolo. Să nu vă mirați de ce n-am participat eu la praznicile care s-au făcut. Teama
Pentru că, sigur, e ușor să mori dacă mori repede. Dar să mori în chinuri e greu. Deci eu în... Veniți la proaste cu pachetul de casă, doar puse care... Asta da, asta da, să rămână, mulțumesc, da, da. Deci problema asta pentru mine este... Vă dau nu știu câte exemple de amenințări, da? Eu mă opresc în forma asta. Și consider toate problemele astea tendențioase și cu un ultim aspect. Nu știu dacă fiecare ați primit ca și mine, o cerere de la domnul Roșu către CNSAS, ca să spun dacă, da, dacă eu, da, dacă eu sunt agent al securității sau am colaborat cu securitatea. Păi dacă de atâta timp nu mă cunoaște, o vine la mine și vorba aia m-a îmbrățișat și eu am fost promotorul, și a avut acces la toate, chiar mă știe că am fost sau nu, eu o spun deschis, adică am dat și declarații. Dar o spun cu toată seriozitatea. Eu satisfac pofta aceasta tendențioasă, o voi face și mai ales o fac în numele meu. Pentru că partea tendențioasă o iau ca parte tendențioasă. Da. Deci o voi, îi voi da curs cu condiția și în același timp cu obligativitatea ca amândoi ne vom prezenta la Căminul Cultural cu ele deschise, da? Lăsate sau așa cum sunt redactate de către CNSAS, le prezentăm cu tot ce avem vorba aceea deschis și personal. La Căminul Cultural împreună le vom face. Având în vedere că la mine mi se expiră acum tocmai atestatul pentru proiectare și că am în vedere un contract foarte mare cu Enel București pe toată țara și musai trebuie să mă duc să-mi reînnoiesc atestatul, voi fi foarte, foarte ocupat. Am două examene cumplite grele. Întâi ca să obțin un, să zic, un plafon care să mă poate propulsa către înscrierea la examen. Deci, până prin mai sunt supraocupat. E posibil chiar să nu pot veni pentru că, la ședinții, pentru că asta se fac la București și că nu pot să nu mi la îndemână ca să vin ori de câte ori vreau încoace și să fiu prezent și acolo și aici. Cam astea au fost problemele și eu îi mulțumesc domnului Roșu pentru absolut toate aceste probleme care mi-a creat. Nu așteptați să-mi aduceți un răspuns acum? Nu, nu, nu. Nu aștept niciun răspuns. Nu dau să fac cunoștință. Eu am dat... Deci ce vreau să vă zic, în momentul când au fost schimbul de discuții între mine și domnul Pșecaru, erau mai mulți consilieri locali, nu l-am înjurat, nu este adevărat, atât i-am spus să-i fie rușine că minte. Când minte Consiliul Local, atât. I-am spus că se fiu și în mine. Am zis, cum? Deci avem consilieri care l-au de față. Atât am avut o discuție. Dacă eu sunt, sigur, ca să fac o afirmație, trebuie să o argumentez. Dacă eu am mințit cu ceva, să mi se spună, domnule, aici ai ENR și aici te-a sancționat. Nu așa că aruncăm vorbe. Vorbele e ușor de aruncat. Domnul Vasfati, aveți cuvântul. Da, domnul primar. Aș vă ajuta sau cum se vor... Să încercați să dezăgăzeți un pic și sub drumul Sătivate. Aș un pic. Care? Drumul de la țară. Când faci legătura de... Aici, da. 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 Nu a zis asta, o femeie iubită. Da, da, da. 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 Da, nicio problemă. Nu pleacă băieții acasă până ce nu face și lucrarea respectivă și trebuie să mai meargă la Vălei pe drumul bisericii să-l lărgească. Mulțumesc, da? Plăcere. Da, mulțumim. Credința s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare. O zi bună la toată lumea.